Postul concurent de la Ferma, un nou început Pro TV, a filmat pe 15 octombrie în Londra pentru noul lui videoclip la piesa Blind Orb. George Papa Gheorghe, 37 de ani, sau George, așa cum este cunoscut în lumea muzicii, a compus noua lui melodie în propriul studio și tot el a făcut scenariul videoclipului pe care l-a și regizat. Apoi a căutat un loc în care să filmeze și a ajuns la concluzia că Londra este cel mai la îndemână oraș. Punct. La un moment dat, George era să fie lovit de mașină pentru că filma legat la o cu eșarfă roșie și nu și-a dat seama că mașinile circulă invers decât la noi în țară. Cei care vor urmări videoclipul vor vedea că la un moment dat cineva îl trage de mânecă pe solist chiar din fața mașinii. George a mai fost plecat și în Malta alături de câțiva foști concurenți de la Ferma, printre care Otuniela și Marius Crăciun, pentru a mai filma pentru emisiunea Vorbește Lumea de la Pro TV.